Complexul medical în care funcționează Spitalul CEI Parhon și Institutul de Boli Cardiovasculare primește 9 milioane de euro din partea guvernului pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în noaptea de 10 spre 11 aprilie. Executivul a aprobat ieri alocarea din fondul de intervenție la dispoziția guvernului a 41,469 de milioane de lei, bani care vor suplimenta bugetul Ministerului Sănătății. Din această sumă, 16,6 milioane de lei vor fi folosiți pentru executarea lucrărilor de reparații capitale, iar 24,86 de milioane de lei sunt destinați achiziționării de echipamente medicale.